Baia de Aramă, frumosul oraș și de munte din Mehedinți, a devenit o ruină după ce mai multe investiții începute au rămas blocate. Deși are un puternic impact turistic, nu este valorificat. Autoritățile locale parcă au uitat complet de administrarea acestui oraș. Orașul Baia de Aram a înghețat, investițiile deja începute au rămas nefinalizate. Dacă nu de mult numeam Baia de Aram frumosul oraș de munte, acum este complet ruinat, fără locuri de muncă, fără investiții realizate pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, de sănătate, dar mai ales a sistemului educațional. Orașul Baia de Aramă, deși are un puternic impact turistic, întrucât așezarea geografică este prielnică, nu este valorificat din niciun punct de vedere. Autoritățile locale parcă au uitat complet de administrare a acestui oraș. În prezent, nici nu mai vorbim de tradițiile și obiceiurile din această zonă a județului.